Galeria Arta 1 a găzduit expoziția care aduce alături lucrările Aurorei Speranța și fiicei sale, Gabriela Boiangiu. Picturile Aurorei Speranța sunt pline de culoare și prospețime, iar ca tematică se cantonează în lumea copilăriei și a oniricului. Clovni, unicorni și case de turtă dulce se împletesc într-o lume fantastică pe care artista nu a părăsit-o niciodată. Cred că nu o să mă părăsească niciodată, că acesta este modul meu de a fi. Și mă gândesc că venind în fața publicului cu lucrările astea, oricât de departe am fi noi cu anii, vrând nevrând ne raportăm la începuturile copilăriei noastre. Și mă gândesc că e un prilej pentru fiecare de a lua un respiro din viața cotidiană și de a se duce în veselia și curățenia copilăriei. Gabriela Boiangiu îmbină culorile și stilul artei populare cu motivul urban al zodiacului, într-un mod ironic și ludic. Este vorba de câteva semne astrologice pe care le vedem, abordate într-o manieră mai umoristică. Am încercat să păstrez semnele contemporane ale semnelor astrale și pentru că uneori credem prea mult în ele, e bine să mai și râdem de ele câteodată. Însă un element care le leagă pe toate este acel trifoi pe care îl întâlnim peste tot și este semnul de noroc pe care îl păstrează fiecare zodie pentru ea însăși. Fernisajul a fost completat de un microrecital susținut de Andreea și Mircea Suchici.